istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit la Europa FM. Invitatul meu în această seară este unul dintre cei mai promițători lideri liberali, dar în egală măsură cei mai afectați și personal și electoral, aș spune, de posibilitatea, probabilitatea deja, a unei coaliții PNL-PSD. Este un politician tânăr, venit din zona ONG-urilor, foarte pasionat de administrație, adversar constant al PSD și mai ales al doamnei Firea, un război care l-a consacrat în bună măsură și l-a propulsat în alegerile locale de anul trecut. Bună seara, domnule Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și lider PNL București. Bună seara! Bine ați venit la Europa FM! Despre situația PNL, a guvernării României și a guvernării Bucureștiului vom discuta în această seară cu domnul Ciprian Ciucu. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372 069599. Domnule Ciprian Ciucu, spuneați într-un recent comentariu făcut la o postare de pe Facebook că veți reflecta asupra demisiei. Nu mi-e foarte clar dacă a demisiei din PNL sau de la conducerea PNL București. În orice caz, veți reflecta asupra unei demisii. Care demisie și dacă ați luat o decizie, dacă ați reflectat și ați decis? Da, am făcut acel comentariu la postarea lui Alex Tocilescu, în care am fost întrebat dacă ce s-ar întâmpla dacă se reface această coaliție între PSD și PNL la guvernare. Și am zis că mă gândesc și că mă gândesc serios. M-am gândit, e un proces de reflecție pe care nu l-am încheiat în totalitate, pentru că nu este deloc ușor să-ți dai demisia dintr-un partid în care ai fost timp de 5 ani de zile, acum și 3 ani de zile când eram student. Deci vreo 8 ani de zile singurul partid în care am fost efectiv membru. Și în acest context, evident, nu-mi pică bine această alianță. Eu am zis că reflectez. E foarte greu de spus dacă o demisie de-a mea a rezolvat ceva în acest moment. E o decizie extrem de grea, cum v-am zis, și încă nu am văzut finalul negocierii, pentru că și asta contează foarte, foarte mult. Deci finalul e încă deschis, să înțeleg, finalul reflecției. Este aproape închis, în sensul că nu cred că este momentul oportun să fac un asemenea gest extrem. Spuneați că finalul este încă deschis, aveți vreo îndoială? Spuneați că aproape închis. Spuneați că ne îndreptăm oarecum spre o refacere a coaliției, la asta mă refeream, la probabilitatea refacerii coaliției. Mai aveți vreo speranță / vreo îndoială, depinde cum o luăm, de unde privim, că această coaliție PSD-PNL se va reface, acest final de care vă temeți oarecum? Eu, da, sper încă la faptul că aceste negocieri, în fine, nu se vor finaliza și sper ca odată ce vor fi finalizate, dacă vor fi finalizate, premierul să fie de la PNL. Domnul Câțu sau domnul Ciucă? În acest moment, Partidul Național Liberal are o decizie care îl susține pe domnul Câțu. Este președintele partidului și ar trebui să mergem mai departe cu această propunere. Cu toate cele care s-au întâmplat în ultima perioadă, cu toate acțiunile domnului Câțu, cu toate că practic a pus capăt coaliției cu USR Plus, cu toate că nu este dorit de niciun partid de pe scena politică, ca premier, dumneavoastră considerați că ar trebui continuat cu domnul Câțu? Bine, poate domnul Câțu nu a performat neapărat în acest context politic, dar ce puțin pe guvernare lucrurile nu au mers chiar atât de prost, deși se spune altfel și o campanie fabuloasă, formidabilă, în care îi se scot în față doar defectele și nereușitele și acele lucruri, ce puțin pe zona economică pe care le-a reușit, sunt minimalizate. Dar o desemnare ca premier presupune o investire în Parlament, de către o majoritate. Cum îl vedeți pe domnul Câțu investit, de care anume majoritate? În acest moment, mie îmi este clar că doar de o majoritate cu PSD.
ar putea să fie investit. Deci nu mai aveți speranțe, de fapt. Sau îmi spuneți că dacă, nu, dacă pică aceste negocieri și admiteți că numai o majoritate cu PSD se poate, credeți că anticipatele ar fi o soluție mai bună? Nu, nu cred. Vedeți că acum și USR-ul a venit foarte mult cu și a insistat pe această comunicare împotriva lui Florin Câțu, care ne-a dus aici într-un fel, pentru că s-au camponat atât de mult de un om, încât s-au pus singuri într-o situație în care să cumva să se excludă. Nu zic că e vina lor exclusiv, pentru că am mai spus-o și în trecut, a fost foarte multă imaturitate politică și foarte mult tribalism. În contextul alegerilor interne, în contextul alegerilor interne din USR și din PNL, având și șansa istorică de a avea un mandat lung de 4 ani pe coaliție, s-au radicalizat și s-au aricit ambele partide până au ajuns aici. Adică imaturitatea a fost de ambele părți. Eu speram că se va reface totuși coaliția cu USR, opțiunile sunt altele, calculele se pare că sunt altele, nu sunt partea acestui grup foarte restrâns care ia aceste decizii și le propune Biroului Politic Național. De aceea am reacționat și voi continua să reacționez exclusiv nu pe baza unei informații pe care le-aș avea și aș intui un plan, ci exclusiv pe baza conștiinței proprii. Da, dar vedeți, aici este o contradicție. Spuneți că varianta ideală ar fi fost refacerea coaliției cu USR, dar... Din punctul meu de vedere. Singurul impediment pentru refacerea acestei coaliții este domnul Câțu. Și poziția... Pe care îl susțineți. Și poziția intransigentă a USR. Păi, USR mai are o singură condiție pe care a pus-o. Să nu fie domnul Câțu. Atât. Bun. Adică, una bucată condiție. Bun, și atunci ar putea să vină și PNL și să zică cine să nu fie ministru în cabinetul viitor, dar să fie propus de către USR? Poate că ar fi bine, poate că s-ar fi ajuns și la asta, dar deocamdată n-am trecut de prima. Aici, vedeți, e un principiu. Fiecare partid să-și desemneze oamenii proprii, să uite în ogrădea proprie și asumă. Dar nu e ok să spună PNL că, uite, domnul Voiculescu sau domnul Ion, care au fost demiși, nu trebuie să mai fie. Nu e ok. Nu e în regulă ca un partid, un partener, să pune astfel de condiții. Nu mi se pare normal. Dar e ok să scoți 2 miniștri ai partenerului din guvern, într-un caz chiar fără să-i anunți și în celălalt cu mulți nervi și tot așa, pe picior? Nu am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Eu nu prea procedez așa. Am și eu majorități de gestionat la nivel local, la nivel mai mic, dar eu sunt mult mai colaborativ și participativ și inclusiv în actul de guvernare la nivel local. Domnule Ciucu, un moment foarte neplăcut în istoria recentă a partidului dumneavoastră a fost Congresul PNL. Din foarte multe puncte de vedere, cred că sunteți de acord cu mine că proiecția nu a fost una fericită. Și aglomerația de la Romexpo și felul în care au curs lucrurile. Cum v-ați simțit dumneavoastră la Congresul PNL? A fost un moment în care anumiți colegi din echipa care a pierdut alegerile au creat aceste busculade, au chemat presa, am observat, eram de față, au huiduit, s-au portat cumva nedemn, știind că vor pierde sau neștiind că vor pierde sau sperând că vor câștiga, în timp ce echipa care l-a susținut pe Florin Câțu a dat numai mesaje, domne, noi nu facem așa, noi nu huiduim, noi ne respectăm colegii. Asta nu s-a spus suficient. Deci, în momentul în care vorbea Ludovic Orban sau Violeta Alexandru, lumea era absolut normală. În momentul în care vorbea un reprezentant al echipei care a susținut pe domnul Câțu, era, cum să zic, mai rău ca pe stadion. Era o diferență de abordare. Din punctul meu de vedere, echipa care a susținut pe domnul Câțu s-a comportat mult mai civilizat la acel congres. Și în ceea ce privește cei 5.000 de oameni la Romexpo? Decizia a aparținut domnului Ludovic Orban, care a decis organizarea congresului cu 5.000 de oameni, mizând pe un număr mare de delegați și încercând să acceseze baza partidului.
când a decis domnul Orban lucrul, organizarea congresului, așa, chiar nu avea de unde să știe că la momentul respectiv România va fi în valul 4. Deci, în acel moment, cu o lună înainte, când aducem bine aminte, rata de infectare era încă foarte, foarte mică. Haideți să ne uităm puțin pe cifre. Da, asta și spun. Nu poți să anulezi un congres de asemenea însemnătate cu o lună înainte. Ar fi un gest antidemocratic. Mă refer la democrația din partid. De aceea s-a luat decizia. Ar fi prelungit boala, ar fi prelungit acea luptă nebună dintre Ludovic Orban și Florin Câțu și nu ar fi salvat situația. Deci a fost un congres decis de către Ludovic Orban cu 5.000 de delegați, dar anularea lui nu ar fi salvat situația, ar fi prelungit instabilitatea. Deci să înțeleg că rămâneți trup și suflet în continuare în echipa câștigătoare, chiar dacă vă îndreptați spre ceea ce nu vă doriți, adică o alianță cu PSD. Nu putem spune trup și suflet, momentan doar trup, pentru că nu sunt confortabil cu decizia de a face alianță cu PSD. Da, dar rămâneți alături de Florin Câțu, înțeleg, îl susțineți în continuare ca variantă de premier, chiar în condițiile date, la asta mă refeream. Sunteți în echipa câștigătoare alături de el în continuare, înțeleg. Nu văd în acest moment o alternativă mai bună și nu s-a creat, nu s-a conturat o alternativă mai bună în acest moment la Florin Câțu. Da, de ce n-ar fi domnul Ciucă, de exemplu, o alternativă mai bună, mă gândesc? Domnul Ciucă este o alternativă, dar în acest moment nu știu efectiv câtă susținere are în Partidul Național Liberal la modul real. Deci nu știu să fie un membru foarte nou în partid, a venit cumva pe baza experienței profesionale pe care o are, cu un anumit profil. Când vrei să fii premierul unui partid, pe cum Partidul Național Liberal, este important măcar să ai un număr de ani în cadrul partidului, din punctul meu de vedere. Deci, considerați că domnul Ciucă are mai puțină experiență și bază în partid decât avea domnul Câțu în decembrie anul trecut, când a fost numit premier? Păi da, domnul Câțu este, dacă nu mă înșel, din anul 2016 sau 2017 în partid. Bine, acum și domnul Câțu i-ar fi folosit o experiență la nivel de filială mai bună și asta poate s-a văzut. Și domnului Ciucă i-ar folosi o astfel de experiență. Vedeți, noastră, când intri într-un partid, toate aceste lupte interne sau externe te formează, se creează niște relații personale, unele, altele, pur și simplu conjuncturale, dar are un rol formator, te învață să negociezi, te învață să fii conciliant, te învață să gândești strategic și tactic, politic vorbind, nu în armată sau în conflict. Îți crezi anumite abilități, ești supus riscului, ești terfelit în presă câteodată, ești atacat. Asta te formează îți formează caracterul. Iar pentru un politician este foarte, foarte importantă această experiență locală și nu doar locală și după aceea la nivel național. E bine să avem politicieni noi, politicieni tineri, dar nu exclusiv fără experiență politică. Deci e important din punctul meu de vedere, pentru că am trăit acest lucru pe propria mea piele. Eu, cel de astăzi, în ceea ce privește abilitatea de leadership, abilitățile de leadership, de comunicare, de a conduce, sunt cu totul altele decât ale mele în urmă cu 5 ani și sunt mult mai bune, vă garantez. 0372069599. Vă așteptăm în Piața Victoriei la Europa FM alături de invitatul meu din această seară, domnul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și lider PNL București. Domnule Ciucu, o problemă, mă rog, problema care a dus la destrămarea coaliției la începutul lui septembrie a fost Angel Salini, sau cunoscut sub numele de PNDL3. Da. Destinat tocmai autorităților locale. Din punctul dumneavoastră de vedere, este un program bun, nu de principiu, ci așa cum este el acum pe hârtie. E un program bun sau e un program greșit? Eu cred că s-a comunicat mult împotriva lui și s-a comunicat manipulativ. Haideți puțin să ne uităm la ce finanțează. Mai vedeți săl de sport? Mai vedeți proiecte din acelea iuristice făcute special pentru anumite firme ca să câștige anumite finanțări ușoare și
la îndemână ca să scurgă banii din el, deci în etapa de planificare, de programare, ca așa se cheamă, etapa de programare acestui program, vedem ce este acolo. Sunt străzi, sunt utilități. Punct. Străzi și utilități. Deci nu mai găsești chestiuni fanteziste. Mai mult, programul în acest moment, noi nu avem acces la, nici la PNRR și nici la fonduri europene, pentru că nici măcar nu au fost lansate linii de finanțare pentru cadrul financiar actual, 2020-2027, 2021-2027. Da? Păi în acest context există o subfinanțare masivă a autorităților locale. Și eu am depus proiecte pe acest program pentru a aduce sistematizare în zona giuleștică, în care este ca în orice sat, dacă vreți, sau orice oraș subdezvoltat. Primarii USR au depus proiecte pentru a primi finanțare. Bun, aici nimeni nu a pus foarte mult în discuție și de aceea v-am întrebat de forma concretă a proiectului. Nu a fost o contestare atât a necesității acestui program, cât a faptului că nu sunt suficiente mecanisme și reproșul a venit inclusiv din zona a ONG-urilor, cum ați fost și dumneavoastră pe vremuri, Expert Forum s-a ocupat de asta, nu există suficiente garanții că banii vor fi corect folosiți, că vor fi proiecte bine duse la capăt și nu va fi doar o sifonare de bani necontrolată. Da, genul ăsta de mesaj este câteodată irresponsabil. Eu am înțeles foarte bine și am participat la lansarea rapoartelor pe PNDL pe care le-a făcut foarte competent Expert Forum. Știu exact despre ce vorbesc, dar hai să vedem ce comparăm. Uitați-vă că s-au fost niște criterii și niște alocări maxime. Adică inclusiv toate primările, indiferent de proiect, au un plafon maxim până la care pot să aplice și asta depinde doar de ei, să aibă proiectele pregătite. Și dacă nu vor depune proiectele și nu vor atinge plafonul maxim, după aceea, da, va veni la redistribuire. Dar controlul cheltuirii efective a banilor? Avem instituții funcționale. Avem? Păi ar trebui să avem. De-aia există Curtea de Conturi, de-aia există instituții care se ocupă cu așa ceva. Dar ceea ce ține de guvern și nu de justiție sau de alte instituții, partea de planificare, nu văd niciun fel de problemă. Celeași instituții existau și la PNDL-urile anterioare. Da, și mulți au avut probleme. Rezultatul nu a fost fericit. Da. Asta nu se poate pune în seama guvernului. Guvernul, cel puțin teoretic, n-ar trebui ca să controleze DNA. Nu e vorba de asta, e vorba de cum concepi un program astfel încât să reduci cât de mult poți riscul de fraudă. Aici suntem de acord, dar nu poți să zici, domnule, opresc dezvoltarea în localități, că există acest risc. Da, acest risc există permanent. Unii fură. Asta este foarte, foarte clar. Nimeni nu poate să spune că nu s-a furat în România. Dar cineva să-mi zică mie că mă duc și depun cer de finanțare pe PNDL și să zică că fur, îmi pare foarte, foarte rău, dar aici avem probleme. Eu nu fur. Ați scris adică sunt toți primarii sunt hoți, toți președinții Consiliului Județene sunt niște hoți. Ar trebui puțin să ne uităm. Nu mai putem generaliza în halul ăsta. Nu suntem toți hoți. Da? Nu suntem toți. Sunt unele cazuri. Instituțiile să-și facă datoria. Și aici zic și eu. Da, sistemul de management și control, că la asta vă referiți de fapt, ar fi putut să fie puțin mai bun. Aici suntem de acord. Dar orice design de management, de sistem de management de control ia timp. Iar nevoia de finanțare era acută. Acum, în 2021 și în 2022, ca să se suplinească această lipsă, acest gap de finanțare la care au acces autoritățile locale până o să vină banii din PNRR și din fonduri europene. Ceea ce mă ține este că fără mine, și știu ce vorbesc, Alianța pe București s-ar destrăma în câteva zile. Nicu Șordan ar fi pe nicăieri în acest context și 3 ani ar trece degeaba. Revin puțin la acea postare pe care, mă rog, acel comentariu pe care l-ați făcut pe Facebook. Bun, Alianța pe București s-ar destrăma în câteva zile, dar cum vedeți dumneavoastră că ar putea continua funcționarea Alianței PNL-USR în București în condițiile în care guvernarea ar deveni PNL PSD, iar USR ar fi trimis și anume în opoziție. Eu deja am cerut, mi-am spus cuvântul sau poziția în fața Conducerii Naționale a PNL și am zis chiar dacă se va face alianță cu PSD la nivel național, nefiind o alianță electorală, este normal ca la nivel local fiecare primar și președinte de Consiliul Județean să-și poată face alianțele pe care le consideră și care se consideră compatibil.
Asta înseamnă că nu văd rostul de a strica alianța în București cu USR Plus. Nu-l văd. Dar în același timp nu este o noutate că relațiile dintre primarul general și USR Plus nu sunt foarte bune. Este poate o noutate că nici între primarul general și PNL nu au fost foarte bune. Au fost foarte bune ținte între primarul general și domnul Ludovic Orban. Dar foarte mulți consilieri au avut anumite lucruri de reproșat. E, în acest context, mesajul meu către domnul Rav Voiculescu și către conducerea USR din București a fost unul de responsabilitate. Și am avut o discuție săptămâna aceasta în care am convenit ca până săptămâna viitoare să ne consultăm colegii și să răspundem la întrebarea cine suntem noi. Da? Adică PNL și USR, PNL și USR în București. București. Și aici această întrebare poate să aibă răspunsul că da, noi suntem o coaliție sau răspunsul pe care eu îl propun că noi suntem majoritatea pe care îl susține pe Nicuș Ordan. De ce e important? Pentru că sunt 3 ani în față. Nu poți să-l faci pe primarul general irelevant, pentru că fără o majoritate în Consiliu nu va face nimic. Pentru ce să-l susțină, domnule Ciucu? Că asta era următoarea întrebare. Aici vreau să ajung și Nicuș Ordan ar fi pe nicăieri, dar unde e acum? Păi, nu. E o problemă. A echilibrat bugetul cel puțin. Are nevoie de o majoritate și această majoritate și acest sprijin nu va veni necondiționat, ca să fie foarte, foarte clar că răspunzând la întrebarea cine suntem noi și de răspunsul suntem majoritatea care îl susține, dacă USR Plus vrea să dea acest răspuns împreună cu noi, cu cei de la PNL București. Asta este foarte important, pentru că în subsidiar vor veni câteva puncte de reformă pe care îi le propunem și cu care nu cred că ar avea niciun fel de problemă. Adică nu suntem o majoritate care pur și simplu ridică mâna în Consiliul General și votează tot ce îi se pune sub nas, ci mai mult, pentru că noi avem aparate de partid în spate, care sunt foarte importante în contextul în care ai de gestionat o instituție, trebuie manpower, trebuie oameni competenți care să îți gândească proiecte și să-ți facă bugete, să-ți facă planificarea strategică. În acest context, noi, PNL București cel puțin, vom propune partenerilor din USR și primarul general un set de 10 propuneri de reformă. Păi, în primul rând, pot să vă zic câteva dintre ele, le-am lucrat chiar în seara aceasta împreună cu colegii mei, cu domnul Cătălin Deaconescu, care acum este prim vicepreședinte al PNL București. Trebuie să ne spună până la 1 ianuarie ce facem cu Pugul. Ce se ia o decizie. Continuă actual contract pe care l-a reprimăria cu Universitatea de Urban de Arhitectură Ion Mincu și cu acel consorțiu, sau îl oprește și lansează o nouă procedură de achiziție. Este una dintre ele. Reforma subordonatelor primăriei, care toacă foarte mulți bani. Gabriela Firea a preluat primăria cu 55 de subordonate și a dus-o la 95, inclusiv firme. E o nebunie, e o risipă fabuloasă. Lucrăm la un proiect care să reducă numărul acestora pe principiul că rațiunea de a fi a unei instituții publice este direct proporțională cu binele pe care îl face în societate. Este un principiu utilitarist. Și atunci s-au împărțit instituții care existau înainte în două, trei, așa a făcut Gabriela Firea pentru cam mai la proprie. Au apărut instituții care nu aveau niciun fel de rost să apară. Toate au bugete, toate au sedii, toate au mașini, toate au consilii de administrație. Toate sunt scurg din bugetul primăriei capitale. Trebuie să echilibrăm bugetar primăria ca să dăm banii după aceea către investiții. Cum așteptați dumneavoastră de la domnul Nicuș Ordan să facă aceste reforme în sens invers politicii doamnei Firea, în condițiile în care, vă dau un exemplu, șefa serviciului juridic din primăria municipiului București, doamna Brod, pe numele domniei sale, vine de la primăria voluntari, a fost adusă de acolo de doamna Firea și este în continuare în funcție după un an de mandat din Nicuș Ordan. Un alt punct din cele 10 pe la care am lucrat este restructurarea primăriei municipiului București. O reformă pe care o cereți, da. Să înțeleg. Pentru că Caracatița trebuie să plece acasă cel puțin. Pe la contrariu, admiteți că n-a plecat. Nu toată. Bună seara, Valentin! Ești la Europa FM în Piața Victoriei împreună cu domnul Ciprian Ciucu. Te ascultăm! Bună seara, stimată doamnă! Bună seara tuturor ascultătorilor! Bună seara, domnule primar Ciucu! Bună seara! Înainte de a vă adresa o întrebare,
Am să vă spun din capul locului că sunt locuitor al sectorului 6 și la alegerile încheiate anul trecut v-am votat în calitate de primar. Mă bucur că ați reușit să faceți și să începeți niște reforme într-adevăr utile pentru locuitorii sectorului 6. Întrebarea mea este următoarea. Doriți să continuați și proiectele de modernizare, reabilitare? Vă dau un exemplu, aceea de învelopare a blocurilor, chiar dacă ea a fost începută în vechea administrație. De ce vă întreb asta? Pentru că eu vă văd un bun administrator, ați luat niște măsuri care poate pe unii au nemulțumit, dar au fost necesare și locuitorii sectorului 6 sunt mândri de ce ați făcut până acum. Ba mai mult de atât, eu vă văd în perioada următoare, în 2024, un primar general al capitalei. O foarte bună întrebare, Valentin. Mulțumim. Vă bate gândul? Apropo, vă bate gândul la o primărie, la o candidatură? Nu? Mă bate gândul să mai câștig un primar sectorul 6. Vă mulțumesc pentru întrebare. Este foarte bună. Nu am comunicat suficient pe această temă. Ce se întâmplă? În acest an, din bugetul propriu, am pus cea mai mare sumă care exista vreodată pentru învelopare. 150 de milioane de lei. Este o sumă fabuloasă. Deci este practic 15% din bugetul primăriei, doar pe învelopare. Asta este pentru că au fost demarate învelopări destul de scumpe anterior și acum vor să vină acești contractanți cu mărirea prețului, pentru că a crescut prețul materialelor, și nu au fost plătite. Deci în acest an s-a finalizat, deci noi am început la începutul anului când am venit noi lucrările la 37 de blocuri, un bloc costă între 4 și 10 milioane în funcție de mărimea blocului și am finalizat blocurile, le-am recepționat pe care a început Gabriel Mutu. Deci am continuat programul de învelopare, numai când vorbești de 1800 de blocuri, 37 de blocuri noi nu se simt și nici alea 80 dacă vreți. Și acum trebuie ca să planificăm cu ce viteză mergem cu anveloparea, să ai sustenabilitate bugetară, adică să-ți permiți. Pentru că m-am asumat un proiect extrem de greu, care înseamnă să facem un spital în sectorul 6, mi-am asumat ca rapid să facem drumul Osiei, drumul Vaia Largă, drumul Roții, drumul Belșugului, pentru care avem nevoie de expropriere care costă foarte mult pe Valea Largă, un drum extrem de important care leagă de Bulevardul Timișoara de Bulevardul Ghencea, două treimi din costuri sunt expropriere. N-aș vrea să intrăm în detalii pe care pentru ascultătorii școli, din restul țării și atunci foarte pe scurt, da? Trebuie să iei decizia. Dom'le, ce faci? Faci în special proiectele care se bucură un număr mai mic de oameni sau faci proiectele care se bucură toți oamenii, cum sunt străzile, cum este spitalul? Și atunci, răspunsul meu foarte pe scurt cu dumneavoastră este așa, da, vom merge mai departe cu anveloparea, iar ținta noastră este ca să decontăm cât mai mult din PNRR. Dacă reușim acest lucru, mergem cu poate 50-60 de blocuri pe an, dacă nu, o să mergem undeva la 30 de blocuri pe an. Bună seara, George, ești în direct la Europa FM, în Piața Victoriei. Te ascultăm. Bună seara dumneavoastră, doamnă. Bună seara invitatului dumneavoastră, domnului primar Ciucu, m-a auzit? Vă auzim. Și tuturor celor care ascultă Europa FM la ora asta. Pentru că ați atins deja unul din punctele pentru care aveam o întrebare pentru dumneavoastră, respectiv drumul de două benzi, Valea Largă, care face legătura între Bulevardul Timișoara și prelungirea Ghencea, nu voi mai pune această întrebare. În schimb, domnule primar, întrebarea mea este următoarea. Care sunt planurile sectorului 6 și ale dumneavoastră, în primul rând, ca primar, vis-a-vis de inițiativa prelungirea Ghencea pentru constituirea și înființarea unui parc în prelungirea Ghencea? Da. Mulțumesc, domnule primar. Vă mulțumesc. În acest moment, acel parc de la Sere, pe care știm foarte bine, este un teren care aparține Agenției Domeniului Statului. Acolo toate terenurile, toate exproprierile din, scuzați-mă, toate împroprietăriile pe care instanțele le fac în București, ADS-ul are doar acel loc să împroprietărească. Altul noi sunt o București, nu doar în sectorul 6. Ei se opun ca să ni-l dea pentru că și-ar anula practic misiunea de a fi această agenție a domeniului statului. Deci tot ce pot eu să fac, după ce o să avem un guvern și o să o fac, o să mă duc la nivel politic
să insist pe lângă viitorul premier ca o porțiune nu foarte mare din parc să fie dată municipiului București. Deci procesul este foarte complicat și se ține de proprietate, nu de sectorul 6, că noi nu avem proprietăți. Doar municipiul București trebuie să facă o cerere la guvern și vreau să mă ocup de asta la nivel politic și să ne dea după acest teren. În lipsa acestor probleme de proprietate nu se poate face efectiv nimic, că nu avem teren acolo. Domnule Ciprian Ciucu, ne apropiem de final, dar dacă tot vorbeam de alianțe în București, de funcționarea alianței și de perspectivele alianței, ce facem la sectorul 1, unde numai alianță USR-PNL nu e? Situația este explozivă de mult dinainte, chiar mult dinainte de destrămarea alianței guvernamentale. Bun. Ce se întâmplă acolo? Acolo... Eu vă spun în primul rând ce mi-a spus mie un primar cu multă experiență, care e foarte apreciat din țară, un primar liberal. Mie este așa, domnul Ciucu. Vă spun că domnul Bolojan. Domnia bine. Sa este simbolul primarilor români. Aveți responsabilitatea să vă faceți majoritate. Deci, responsabilitatea principală a unui primar este să-și țină Consiliul Local. Și l-am urmat în tocmai, la sectorul 6, imediat ce am negociat cu USR Plus, care are doi viceprimari, nu unul singur, cum e la sectorul 1, 5 din 9 instituții sunt subordinea viceprimarilor USR Plus, cu toate atribuțiile, cu arme și bagaje. Toate deciziile pe care le iau, le iau împreună cu cei doi viceprimari și cu consilierii locali ai USR. Nu doar că nu pun nimic pe ordinea de zi și iau prin surprindere cum se întâmplă la sectorul 1, dacă vreți, dar nu pun nimic în transparență. Adică cu 45 de zile înainte, fără să am acceptul lor. Sunt parte a deciziei, nu iau prin surprindere, nu-i atac, îi respect. Le-am dat toate atribuțiile, nu ca la primăria capitalei, le-am dat full. Dar asta înseamnă ca să îți ții majoritatea, trebuie să-ți respecti partenerii. Păi ce te aștepți tu dacă tot timpul îi faci hoți și îi faci în fel și fel de chip, le iei atribuțiile, îi umilești, te aștepți după aceea ca ce? Oamenii aceia de ce n-au venit, de ce n-au avut candidat propriu la sectorul 1? Că o susținut până la Armand. Deci, din punctul meu de vedere, este principala responsabilitate a dânsei să își creeze majoritatea. Da? Să dea atribuțiile viceprimarului, mai mult de atât, să ia deciziile împreună, să se consulte, măcar să le spună din timp, că le spune cu o seară înainte ce urmează să voteze, ca cum făcea Gabriela Firea. Deci, în aceste condiții, nu se poate forma o majoritate la sectorul 1. Unde vine responsabilitatea mea? Și asta fac în acest moment, și asta nu știu nici colegii mei, eu, în acest moment, chiar dacă nu le cred, este datoria mea să verific, și am propriile mele mijloace ca să verific, acuzațiile foarte grave pe care Clotilde Arman le-a făcut la adresa a unu sau doi colegi. Da, asta fac. Prin mijloacele mele. Dacă voi ajunge la concluzia că doamna Armand are dreptate, o să am o discuție cu organizația PNL Sector 1 și o să fie o discuție foarte bărbătească și foarte pe față. Dar până atunci fac un apel la doamna Armand să nu mai, dacă își dorește majoritate în Consiliu și dacă vrea să aibă un proiect, că fără majoritate nu o să ai niciun proiect. Acolo o ședință durează 8 ore. Domne, sunt 3 proiecte pe lună de zi sau 10 proiecte pe lună de zi, durează 8 ore. La mine am 20 de proiecte pe lună de zi și într-o oră, două s-a terminat. De ce? Pentru că am parcurs anterior tot acel proces consultativ care mi se pare esențial și tot această transparență. Deci apelul meu către doamna Armand, dacă își dorește majoritate, în primul rând este să oprească atacurile furibunde la adresa PNL și la adresa colegilor mei și să încercăm să ne punem la masă pe niște principii odată și pe niște ținte, niște obiective, așa cum o să-i propunem și domnului Nicușor Dan la primăria municipiului București. Este Romprest firma preferată și apărată de PNL? Niciun caz. Eu o zic public și am mai zis-o. E o nebunie ce se întâmplă acolo pe salubritate. Și modul în care s-a făcut acea achiziție este dubios. Știți, cu suspendarea perioadei în care nu s-a mai ținut cont de legislația de achiziții publice, o să revenim trei săptămâni. Dom'le, una alta e alta. Pentru că și proiectele acelea, că m-am uitat puțin pe ele, nu prea respectau codul administrativ. Ni s-a cerut să votăm un protocol. Dom'le, noi suntem noțiunea de protocol în dreptul administrativ din România. Ai doar act adițional, care trebuie să fie negociat de primar, anumite condiții. Adică, motivele pentru care nu s-au votat proiecte nu au fost că Romprest ar fi, mai ales după recația mea de acum. Da? Deci, achiziția la sectorul noi să ne înțelegem. Adică, e o nebunie ce s-a întâmplat acolo. Doar, stai puțin, hai să nu plătim mai, la sfârșit mai mult penalități.
și să ajungem, să dăm în altele. Deci asta cumva PNL a cam protejat-o nevotând acele chestiuni relativ ciudate pe care le-a propus Consiliul Local doamna Armand, cumva a protejat-o. Dar în acest timp au fost foarte multe atacuri. Deci eu o să analizez foarte, foarte serios în grăție președinte PNL București ce se întâmplă acolo, dar până atunci, până ne punem la masă, mesajul meu este că domnul Armand să oprească atacurile furibunde, că nu poți să-ți faci o majoritate cu oameni pe care ataci permanent. Permanent. Am înțeles, invitatul meu în această seară a fost domnul Ciprian Ciucu. Vă mulțumesc, domnule Ciucu. Rămâneți în Clubul de Seară cu Teddy Păun. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. We'll be right back.